comandament și le-am trimis în zonă. Am fost conștienți de la început că este foarte greu, pentru că a fost nevoie de la fiecare structură să rămână un om de legătură la comandamentul realizat acolo. Fiecare structură avea un sistem de comunicații care era sau nu era compatibil cu ale noastre, deci comunicau și prin mijloace proprii. S-a ajuns până acolo încât s-au folosit și agenți pentru transmiterea unor informații sau unor mesaje către echipajele de intervenție. Nu am favorizat niciuna dintre echipaje, niciuna dintre județe sau făcut o competiție cine ajunge primul la locul intervenției și asta este dovedită că nu am căutat să focalizăm sau să dirijăm echipajele de la Alba sau un echipaj al nostru ca să ajungem primii și să ne culegem laurii. Singura preocupare pentru pompieri, pentru paramedici, pentru a fost o cursă contra cronometru pentru a ajunge și a salva viețile celor care ne-au solicitat sprijinul. Un alt moment, deci datele, reperele sunt toate în raportul întocmit și înaintat și postat de vicepremierul Gabriel Oprea. Aș vrea să mai punctez în evoluția intervenției. Chiar dacă deplasarea, cum am constatat în final, era direct orientată corect, a fost nevoie ca cei din teren să mai verifice încă vreo 11 informații date de cetățeni sau de localnici privind posibile locații sau zone unde au auzit ce au putut să-i determine să creadă că s-a prăbușit un avion sau că văd un foc sau un semnal în locațiile respective. Deci, pe la ora 19:38 s-a început o convorbire cu doctorul Zanfir, care a durat o oră și 11 minute. Și ofițerul care era la mine în dispecerat, ceilalți s-ascultau în conferință, a încercat să-l ajute să folosească facilitățile telefonului. Și a încercat să afle ce fel de terminal are și cum să-i folosească facilitățile telefonului, inclusiv la un moment dat, să descarce o aplicație de pe internet care să-i permită să posteze o poză sau să ne trimită informațiile exacte, dar cred că din cauza semnalului slab sau ceva, n-am reușit să finalizăm acest lucru. Presiunea creștea și am căutat orice resursă. Deci, v-am spus, cetățenii am alertat de la început. I-am cerut ofițerului să solicite descrierea amănunțită a zonei în care s-a prăbușit avionul. Și aici am căutat să o exploatăm. Ne-a relatat atunci că este pădure de brad, că este rară. I-am cerut să ne spună grosimea copacilor, orientarea terenului, grosimea stratului de zăpadă. În același timp, ofițerii, fiind în legătură cu pădurari sau cu localnici și făcând transferul ăsta de informații, ascultau toate. Poliția, jandarmeria, Clujul, vă spuneam, structurile de salvamont. La un moment dat, tot vorbind în circuit, așa, i s-a cerut direct operatoarei de la 112 să-l pună direct în legătură. Când ne-am orientat spre o anumită locație, să-l pună direct în legătură pe doctorul Zanfir cu un localnic. Și așa a ajuns să fie o legătură între doctorul Zanfir și un localnic cerută de către noi din dispecerat. Astfel am reușit toți. Foarte mult efort a depus inspectoratul de poliție alături de noi. Cei care erau în terenul accidentat fără legături de comunicații continuau deplasarea spre locul accidentului și am văzut postări de la Salvamont și apreciez că nu ar fi durat mai mult de o jumătate de oră, maxim o oră, până când ar fi ajuns salvatorii la locul intervenției. Legătura telefonică cu doctorul Zanfir s-a întrerupt la 20:50, iar la 21 și câteva minute am avut o informație tot așa de la un cetățean care l-au găsit locul, dar fiind încă 10 înainte care trebuiau verificate, am așteptat până când a ajuns un
lucrător silvic. La ora 21:15 ne-a confirmat localizarea pe vârful Petreasa și atunci am ordonat tuturor echipajelor de intervenție să se reorganizeze și să coboare, să se deplaseze spre locul respectiv. Îmi comunicau din teren că fiind plecate echipajele, deci la mașină a rămas câte un șofer și omul de care constituia și omul de legătură. A fost nevoie cele care erau în teren la limită de județ să se întoarcă la autospeciale, medici, salvatori, salvamont, sub coordonarea colonelului Oprișa și a doctorului Berejol, s-a constituit o coloană prin care de la limita de județ toate resursele au fost dirijate spre Horea și în continuare atât cât s-a putut spre satul Petreasa. Pentru preluarea și transportul știrierea victime s-a organizat în centrul comunei Horea punctul medical avansat, unde a fost asigurată asistența medicală a victimelor. Distanța dintre punctul medical avansat și locul epavei a fost de aproximativ 14 km, fiind un drum comunal parțial forestier și vicinal foarte greu accesibil și îngust. Permitea circulația doar într-un singur sens și a trebuit să se facă alternativ. Victimele au fost coborâte de la epavă pe brațe, peste 500 de metri, pe urmă cu autovehicule off-road și cu tractorul spre ambulanțe. Evacuarea spre punctul medical avansat s-a efectuat sub coordonarea dr. Beres Jor, medic șef Smur Bihor, desemnat de secretarul de stat Raed Arafat, conducător al activităților de evaluare și evacuare a răniților și a colonelului Oprișa Cornel Astfel. Ambulanța B2-4x4 de la Smur Câmpeni cu medic Avram Maria, am sărit mențiunea că se întorcea de la intervenție la Târgu Mureș și am orientat-o direct la Câmpeni, deci echipaj de terapie intensiv mobilă de la Alba, a urcat aproximativ 4,4 km folosind ambulanța 4x4 de la Câmpeni și a preluat la ora 22:58 pe Ion Aurelia în stop card de respirator, făcând manevre de resuscitare și pe dr. Radu Zanfir. Pe timpul transportului a efectuat manevre de resuscitare, a ajuns la punctul medical avansat, unde împreună cu medicul coordonator dr. Golea de la Medișeful Cuzmur Cluj, a continuat manevrele de resuscitare și s-a declarat decesul la 002. Copilotul Petrescu Răzvan a fost evacuat cu un jeep 4x4 off-road Transilvania cu medic de la Smur Cluj. Celelalte trei victime au fost coborâte cu alte două ambulanțe 4x4 de la off-road Transilvania cu medici de la Smur Bihor. Evacuarea din punctul medical avansat către spitale s-a făcut astfel. La ora 0:20, echipajul de prim ajutor alegi cu medic evacuează pe dr. Calu Valeriu la Centrul de Imagistică Hiperdia și ulterior la UPU Cluj. La 0:40, Smur Huedin cu medic evacuează pe dr. Radu Zanfir la UPU Cluj. La 0:48, EPA Câmpeni cu medic Avram Maria evacuează pe Ion Aurelia la Spitalul Câmpeni. 0:55, terapie intensivă mobilă Oradea evacuează pe dr. Ianceu Sorin la Centrul Imagistică Hiperdia, ulterior la UPU Cluj. La 0:01:02, autospeciala transport victime multiple de la Smur Cluj evacuează pe Petrescu Răzvan, copilot și dr. Pivniceru Cătălin la UPU Cluj. Începând cu ora 0:30, la locul epavei au rămas colonel Oprișa Cornel, personalul de la pichetul de pompieri Câmpeni cu echipament de descarcerare, personalul inspectoratului județean și de jandarmi și cetățeni din comuna Horea. După urcarea procurorului și a criminaliștilor, efectuarea cercetării la fața locului, la ora 4:21, pilotul Adrian Iovan este descarcerat de pompieri și se începe transportarea lui pe targa metalică din dotare echipajului de descarcerare, împreună cu jandarmii și cetățenii, ulterior cu ajutorul unui tractor spre centrul comunei Horea. La ora 05:05 este preluat de Smur Câmpeni și transportat la Spitalul Câmpeni. Din datele preliminare pe care le-am avut în noaptea respectivă și centralizate de la celelalte inspectorate, la acțiune au participat de la ISU Alba 11 ofițeri, 99 subofițeri, 2 medici, un asistent, un autospecial, grupă operativă, sunt multe de înșiruit. Totalul a fost de circa 584 de persoane, 20 de ofițeri, 203 subofițeri, 11
medici, 3 asistenți, 32 de salvatori montani, o parte dintre ei cu câini, 315 voluntari, cetățeni și